totul este subiectiv, obiectiv este votul doar. Și atunci când sunt mai mulți candidați, când poate să apară unii disensiuni, este un exercițiu democratic. Toți membrii Alianței pentru Integrare Europeană merg la un vot secret și atunci candidatul care va fi ales va fi cel mai bun. Și el va reprezenta întreaga alianță. Pentru noi, cei din Mișcarea Acțiunii Europeană, este foarte important să menținem Alianța pentru Integrare Europeană așa cum este. Să știți că populația Republicii Moldova mizează foarte mult pe alianță, ei ne-au acordat suport atunci când noi am fost uniți și sunt convins că ei vor repeta acest lucru dacă o să vadă unitate între membrii Alianței pentru Integrare Europeană. Cu orice scop trebuie să păstrăm această alianță, ea a făcut schimbarea în 2009, ea va aduce Republica Moldova la o normalitate. Eu vreau să vă spun, chiar dacă vor fi unele din disensiuni în alianță și totuși nu am găsit un punct comun și o merge cu candidații noștri, eu cred că componentele alianței trebuie să aibă un acord de neatac. Apariția tractorului, candidatului la post de președinte a Republicii Moldova, cel care trage lista, și apare și o echipă care merge la alegerile parlamentare. Deci sunt două lucruri deja. Și din moment când cel care trage echipa, el face imagine cui? Face imagine proprii formațiuni politice. Este important ca noi să nu mergem la conflict, este important ca noi să avem un acord de colaborare între formațiunile politice, să nu trecem limita bunului simț atunci când o să înceapă atacurile. Dacă o să facem acest lucru, când o să ajungă în final doi candidați și unul va fi din partea alianței, noi atunci ușor o să putem să unim efortul nostru pentru ca candidatul din tabăra democrată să aibă câștig de cauză. Așa văd eu.